Pentru că declarația unică este foarte greu de înțeles pentru multe persoane, îl avem astăzi invitat pe Cornel Grama, consultant fiscal, care să ne arate cum se completează în 10 situații diferite. Bună ziua, domnule Grama! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! De acasă trebuie să înțeleagă un lucru, că toate aceste print screen-uri pe care le avem au fost realizate chiar de către dumneavoastră, deci... Nu, hotnews.ro nu are nicio legătură cu ele și mulțumim pentru... Acele prin screen-uri ca să fie mai ușor de înțeles, că degeaba vorbim așa pe articole de lege, titluri, că omul vrea să priceapă exact cum trebuie să completeze în declarația unică, având în vedere că mai are puțin timp. Foarte important, pentru acest an nu se acordă nicio bonificație. Deci și pentru venitul estimat, impozitul estimat și pentru regularizarea impozitului, același termen de plată 25 mai. Da? Deci nu avem bonificații în acest an. O schimbare la declarația unică din acest an este introducerea celor indemnizații care au fost acordate PFA-urilor pentru acel șomaj tehnic prevăzut de ordonanța 30 în perioada stării de urgență. Și a indemnizației conform ordonanței 132 privind acea reducere a timpului, activității, a timpului de lucru la 41,5% din salariul mediu și șomajul tehnic pe ordonanța 30, 75% din salariul mediu. Acele indemnizații au fost primite prin agențiile județene de plăți și inspecții sociale. Și acestea vor fi trecute acum în declarația unică, să vedem unde, și se vor impozita cu CAS, CASS și impozit, dar foarte important, nu se ia în considerare la globalizarea activității independente. Deci impozitarea acestora și pe parte de impozit și contribuții se va face separat. Da. Și nu intră nici în calculul celor 12 salarii, plafonul pentru faptul ca PFA să plătească CAS sau CASS. Da, deci au o categorie aparte, indemnizația a fost primită, trebuie plătit din ea o anumită sumă, o să vedem ce sumă să plătesc. Am văzut că pe spațiul privat virtual, cei care au obligația să depună declarația unică, în special cam PFA-urile, au primit un formular precompletat, precompletat cu datele pe care ei l-au estimat anul trecut. Dar... eu zic că mai mult încurc acele formulare, pentru că dacă anul trecut persoana fizică autorizată sau persoana cu profesie liberală a estimat un venit peste plafon de 12 salarii, deci a bifat acolo că datorează CAS și CASS, acum formularul precompletat aduce din nou pe lângă venitul respectiv și impozit și CAS-ul și CASS-ul. Ori dacă și acum îl declarăm, practic el o să-l plătească de două ori. Deci aici ar putea să facă un filtru, astfel încât cei care au estimat deja CAS, CASS, nu mai au obligația acum în acest an să-l plătească. Și atunci omul e derutat puțin de acele formulare precompletate. Eu zic că mai bine să completeze pe un formular gol de la zero, pentru că am observat, chiar dacă debifezi acele căsuțe de CAS, CASS, la urmă, la sumele finale de plată, rămâne încă CAS-ul și CASS-ul. Deci nu se șterge. Nu știu cum, că e făcut formula ăsta tare, tare ciudat. Deci eu, sfatul meu ca și consultant fiscal, contribuabile să nu... Adică la formularul precompletat să-și ia datele de identificare, adresă, așa mai departe, dar partea de sume efectiv să o facă pe un formular curat. Da. Avem pagina 1, trebuie să completăm secțiunea I1, da? Impozit pe venituri realizat în România în sistem real. Secțiunea I31, I32, CAS, CASS, pentru că am zis că am estimat sub plafon și acum datorez, pentru că am venit peste plafon, cele două căsuțe. Secțiunea I4, pentru că la sistem real se regularizează impozitul. Secțiunea I5, pentru că am beneficiat de indemnizația de la ordonanța 30. Secțiunea I6, pentru că am beneficiat și pentru ordonanța 132. Și secțiunea I8, pentru că direcționez 3,5% din impozit. Da? Mergem pe următoarea pagină și ca estimare, în acest an
estimează un venit peste plafon. Completează secțiunea 2.1.1 pentru sistem real și 2.2.1.2.2.2 CAS și CASS. Aici e mai simplu la estimare. Problema apare la regularizare, la închiderea anului 2020. Deci se bifează activități independente, activități independente în sistem real, individual, codul CAEN, sediul activității și mai departe, numărul Mergem mai departe pe pagina următoare. Aici, venitul brut, 100.000, cheltuieli deductibile 70.000, venit net 30.000. Da? 30.000. Impozitul nu este aici pentru că la secțiunea I4 se va face regularizarea cu pierderea din anii trecuți sau cu CAS-ul, o să vedem mai încolo. La secțiunea I3.1, așa cum am zis, și I3.2, este CAS-ul, CASS-ul. Venitul este la 12 salarii, da? Baza de calcul. Deci datorăm 6.690 de lei pentru anul 2020 la CAS. Și la sănătate, tot la 12 salarii, 2676 de lei. Deci astea sumele datorate la contribuție anul 2020. Aici la I4 se stabilește impozitul anului 2020. Din venitul net, 30.000, scădem CAS-ul datorat, atenție, datorat nu plătit, deci chiar dacă n-a fost plătit încă, de termenul 25 mai. Da? Se trece în această rubrică, pentru că se scade din venitul net și rezultă venitul net anual impozabil, care se impozitează cu 10%, 2331. Deci acesta este impozitul final. Dacă persoana fizică autorizată are case de marcat achiziționate în 2018-2019, le poate scădea din acest impozit datorat. Da? La rubrica costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, da? La punctul 3. Da. Ok. Mai departe, aici vine secțiunea I5 pentru acea indemnizație de șomaj tehnic acordată în perioada stării de urgență. Aici am luat exemplu chiar de când s-a instaurat starea de urgență, din 16 martie, de atunci s-a acordat. 16 martie, 31 martie, luna aprilie integrală, luna mai integrală. Suma este, cum am zis la început, 75% din salariul mediu brut, adică un 4.072 de lei pe jumătate de lună, 2.102. Ce se plătește? Se plătește 25% contribuții la pensie, da? Coloana 3. Contribuția la sănătate este 10% și impozitul, după ce impozitul se calculează din venitul brut, se scade CAS-ul, CASS-ul ca la salariați. Și la ce rămâne se aplică 10%. Deci sumele de plată sunt acestea de aici, de la coloana 3, 5 și coloana 7. Da? Deci CAS, CAS și impozit. Pe coloana următoare, aceasta care e necompletată, coloana 4, se completează CAS-ul pentru avocați, pentru cei care au sistemul propriu de pensii. Pentru că ei CAS-ul vor plăti la sistemul lor de pensii, nu la bugetul de stat. Ok. Mai departe, pentru că a beneficiat și de reducerea timpului de lucru, a avut o sumă de 41,5% din salariul mediu brut, adică 2.253 de lei. Tot așa, se datorează CAS 25%, sănătate 10% și impozitul 10% la diferența dintre venit brut, CAS, CASS. Da? Deci sumele de plată sunt 563 CAS, 225 CASS și impozit 147. Aici vine recapitulația sumelor finale ce le are de plată. Prima rubrică este pentru impozit, 2331 este din activitatea lui independentă, cum s-a stabilit, 667 este de la indemnizația pe ordonanța 30, șomajul tehnic în ghilimele, 147 impozitul de la reducerea timpului de lucru, total impozit 3145, deci ăsta e impozit. CAS-ul, 6690 din activitatea independentă, 2562 de la ordonanța 30, 563 de la ordonanța 132 cu reducerea, total 9815. Și CASS-ul 2676 din activitatea independentă, CASS-ul 1024 de la ordonanța 30 și 225 de la
reducerea timpului de lucru, 3.925. Deci astea sunt sumele finale pe care le are de plată până la 25 mai anul acesta. Partea de redirecționare a impozitului 3.5 la secțiunea I8 bifează unitate, entitate non-profit sau bursă privată, că poate fi e maxim 3.5, poate să fie 1%, 2%, cât vrea el, până la 3.5. Aici suma lei nu e musai să fie completată, pentru că oricum ANAF-ul știe. Deci aici, chiar dacă tu treci altă sumă, oricum se direcționează doar procentul pe care l-a indicat. Datele de identificare a ONG-ului, contul bancar, puiul și asta este declarația. La partea de estimare, tot așa am bifat activități independente, sistem real, individual. Am estimat un venit de 90.000, cheltuieli deductibile de 50.000, un venit de 40.000, deci sunt peste plafon. Plafonul este 12 salarii, salariile aferente, salariul minim la 2021 este 2.300 de lei, deci plafonul este 27.600, deci sunt peste plafon. Impozitul este 4.000 estimat. CAS-ul, plafonul de 27.600-6.900. CSS-ul bifez că obțin venituri peste plafonul minim, 2760. Ca și sume finale, 4.600-2760. Aici observați, aceste sume se vor plăti la 25 mai 2022, la an. Evident, și atunci se va regulariza anul 2021 și așa mai departe. Deci, în termenul 25 mai 2022, la declarația estimată, eu efectiv nu văd niciun sens, pentru că oricum termenul de plată este același, 25 mai 2022, are sens această estimare doar dacă vrea să omul să fie asigurat la sănătate sau la pensie. În rest, nu contează. Deci eu consider că s-ar fi putut face o declarație unică cu tot anul 2020, să zicem, dacă acum închidem anul 2020, unde se trece efectiv venitul, cheltuielile, impozitul și dacă vreau să fiu asigurat la sănătate sau nu. Deci, da, estimarea conta doar atunci când se acordau niște facilități pentru plăți anticipate, niște bonificații, cum era chiar în primul an, plăteai până la 15 decembrie sumele acestea stabilite anticipat și aveai o bonificație de 5%. Acum, dacă n-ai nicio bonificație, nimic, n-ai niciun interes să plătești. Deci, pentru că asigurare la sănătate ai, chiar dacă nu-i plătită, da? Deci în momentul în care ai depus declarația unică, cu estimarea veniturilor, intri deja ca și asigurat la sănătate, dacă ai bifat că optezi pentru contribuția la sănătate. Bun, deci cam asta ar fi exemplu pentru sistem real, care a estimat anul trecut sub plafon și acum are venituri peste plafon. Luăm un alt exemplu, un sistem real care anul trecut a estimat deja peste plafon, deci a bifat deja CAS-CASS, și anul acesta are tot peste plafon. Da? Să vedem acum ce... Și tot așa o beneficia de ceva indemnizații de la ordonanța 30-132. Bun. Deci, bifăm secțiunea I1 că avem sistem real și observăm că I3-1 și I3-2 nu se mai bifiază, da? Pentru că deja ele au fost bifate în estimare. Dacă le mai bifez o dată aici, o să am sume de duble de plată. Deci nu le mai bifez. Aia nu înseamnă că nu datorezi, ele rămân alea estimate. Deci alea sunt pe fișă încărcate deja și au scadența 25 mai 2021. Da? Acum doar regularizezi impozitul și pentru indemnizația 30-132 sume de plată. La I4 regularizarea impozitului, cum am și în exemplu precedent, la secțiunea I5 ordonanța 30, la secțiunea I6 ordonanța 132. Da? Acum nu mai redirecționăm nimic, ca să fie mai simplu. Aici rămâne la fel activități independente, sistem real individual, cod KN, venituri 100.000, cheltuieli 70.000, 30.000 venituri net. Da? Mergem mai departe. Și aici, la rândul 2, scădem CAS-ul, 6.690, pentru că îl datorez, da? Deci l-am estimat în anul trecut, deci am pot beneficia de scăderea lui din impozit. Trebuie să schimbăm aici pagina. Asta, așa. Ok. Și impozitul este 2331. La fel,
dacă am case de marcat, putem scădea din impozit. Am beneficiat de ordonanța 30, deci am de plată sumele acestea, CAS, CASS și impozit. Da? Bun. Am beneficiat și de ordonanța 132, așa. Calculăm 25%, 10% și impozitul. Acum, să vedem la sumele finale de plată. Următoarea pagină. Așa. Deci la rubrica impozit, da? 2331 din activități independente, da? 265 impozitul de la ordonanța 30, 147 de la 132, total 2743. La CAS am aici 0. Aia nu înseamnă că n-am de plată, am de plată aia încărcată deja anul trecut pe fișă, da? Deci acum nu mai apare aici în rubrica aceasta, da? CAS-ul de la ordonanța 30, 2018, de la ordonanța 132, da? 563, 1581. Dar să nu uit de ea 16690, pe care deja i-am declarat anul trecut, și aia deja apar pe fișă și trebuie plătit. Da? La fel CASS, aici nu mai apare CASS-ul pentru că l-am deja estimat anul trecut, am CASS de la ordonanța 30, de la 132. Da? Deci astea sunt sumele de plată plus CASS estimat anul trecut. Oricum, ele apar pe fișă. Așa, da. Deci este o persoană care obține venituri din chirii în valută și el are obligația acum la anul 2020 să regularizeze cursul valutar, aplicând cursul valutar de la sfârșitul fiecărei luni. Atunci, ce completează el? Pe pagina 1, I11, da? Impozit pe venit realizat din România, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, el va avea o deducere de 40% din venitul brut la chirii și am zis că o să aibă venituri peste plafon. Anul trecut a estimat sub plafon, deci nu a bifat anul trecut CASS-ul, de aia acum la I3-2 trebuie să bifeze CASS. CAS nu se plătește la chirii. CAS-ul se plătește doar la activități independente și drepturi de proprietate intelectuală. Pe pagina 2, deci bifează cedarea folosinței bunurilor pe cote forfetare de cheltuieli. Aici trebuie să treacă adresa imobilului, numărul documentului și data. Așa, venitul 95.000, automat formularul calculează 40% cheltuieli 38.000, deci venitul este 57.000, cum am zis, e peste plafon. Venit, impozitul este 10%, 5.700. La rubrica I3.2 CASS se trece venitul 57.000 la venit din cedarea folosinței bunurilor. Așa, și avem aici CASS-ul la 12 salarii, 26.760, 2.676 de lei. Da? Ca sume finale de plată, impozitul 5.700, CAS-ul datorăm, cum am zis, și rămâne doar sănătatea 2.676 de lei. Astea sunt sumele finale de plată pe care le are pe 2020. Așa. Aici am luat un exemplu pentru că e acum la modă să investim la bursă, să câștigăm, să și pierdem. Deci sunt venituri din câștigul de la bursă din România, da? Deci pe piața din România. Tot așa am zis că anul trecut nu a bifat CASS-ul, deci nu a avut nimica de plată. Acum are venituri peste plafon în acest an și bifează secțiunea I11 și I32 pentru CASS. Dacă anul trecut cumva a bifat în estimare, eu poate a avut alte venituri din chirie, poate chiar la bursă a avut și atunci deja a bifat la estimare CASS-ul, acum nu o să mai bifeze în această secțiune. Da? Deci totdeauna... Dacă l-am declarat odată, nu-l mai declar încă o dată. Deci pentru că ele nu se suprascriu ca și impozitul care se le regularizează. Bun. Și mergem mai departe. Deci completăm secțiunea de transfer venitul, transferul titlurilor de valoare, da? Câștigul de la bursă. Aici nu se mai completează nimic altceva. De fapt, formularul nici nu lasă să completezi ceva pentru că te atenționează. Următoarea pagină. Așa, deci venitul câștigul de la bursă 35.000 de lei,
Dacă era pierdere, completam rândul următor, pierdere, pentru că am voie să am și pierdere, pentru că și de pierdere o să țin cont pentru anul viitor, dacă o să am venituri tot din bursa din România. Impozitul 10% din 3.500 se completează pentru CASS la rubrica I3.2, la câștig din investiții, 35.000, și se plătește plafonat la 12 salarii minime, 2.676 de lei. Pagina următoare sunt sumele finale de plată, impozitul 3.500 și sănătatea 2.676 de lei. Da. Așa. Aici, pentru că sunt și oameni mai îndrăzneți, care câștigă și din bursa din străinătate. Și atunci să vedem ei cum vor completa. Bifează secțiunea I2, impozitul pe veniturile realizate din străinătate, da? Pe anul 2020. Și tot așa am presupus că anul trecut nu a bifat sănătatea pe declarația unică. Prin urmare, la secțiunea I3.2 trebuie să bifeze acum dacă are venituri peste plafon. Dacă nu are venituri peste plafon, nu bifează această căsuță pentru că nu datorează sănătate. Da? La următoarea rubrică, alegem țara din care s-a realizat venitul, Belgia am presupus, transferul titlurilor de valoare. Am presupus așa, cu mențiunea că dacă i s-a reținut cumva ceva impozit în țara respectivă, el are dreptul să scadă acel impozit când calculează aici impozitul final. Și am văzut venitul 45.000, câștigul de fapt, 45.000, impozitul 10% conform cotei din România, 4.500, impozit pe venit plătit în străinătate, 1.000, dacă am document justificativ, dar nu trebuie să îl prezint nicăieri, numai în cazul unui eventual control, să-l am. Deci s-a reținut 1.000 de lei în străinătate, deci mai are diferența de 3.500 de lei de plătit la bugetul de stat. Contribuția la sănătate, pentru că venitul este peste plafon, este tot 2.676 de lei, la plafonat la 12 salarii. Da? Și ca sume finale de plată, următoarea pagină, impozitul 3.500 și sănătatea 2.676 de lei. Deci astea sunt sumele finale la bugetul statului. O persoană care obține venituri din dividende din străinătate, anul trecut nu a bifat nici CAS, nici CASS. Are și activități independente în sistem real. Să vedem cum completează el această declarație. Deci are și activități independente, are și dividende din străinătate. Să vedem. Deci, o dată bifează secțiunea I1 care are sistem real, are venit peste plafon, deci datorează CAS și CASS. CAS datorează pentru că are activități independente, că altfel nu bifa această secțiune. Așa, am zis că are și dividende din străinătate, deci bifează și I2, date privind impozitul pe venit realizat din străinătate. Bun, mergem pe următoarea pagină. Primul venit este din activități independente în sistem real. Da? Bun, mergem mai departe. Venitul din activități independente, 100.000, cheltuieli 70.000, venit net 30.000, din sistem real. Da? Deci deja aici au depășit plafonul de 12 salarii. Mergem mai departe. Acum, a doua categorie de venit, am zis dividendele, da? Are metoda creditului fiscal, adică el are voie să-și cadă, eventual dacă i s-a reținut ceva impozit în țara respectivă. 20.000, venitul din dividende din străinătate, cota de la noi, 5%, 1.000 de lei. I s-a reținut 800 de lei în străinătate, deci mai are de plată 200 de lei. Da? Mergem mai departe. La I3.1 am zis că datorează CAS pentru care activități independente, plafonat la 12 salarii, 6.690 și sănătate. Aici cumulează veniturile, 30.000 din activitatea independentă, 20.000 din dividende, total 50.000, da? Nu contează pentru că el tot la 12 salarii plătește sănătatea, da? Deci 2.676 de lei. Dacă din activități independente avea, de exemplu, 10.000 de lei, atunci conta pentru că 10.000 și costă 20.000 de la dividende, depășea plafonul de 12 salarii și plătea CASS, dar nu plătea CAS, pentru că din activitatea independentă avea sub
12 salarii. Da? Deci el atunci a datorat doar impozit și CSS. De-aia contează la acumularea acestor venituri pentru plafonul la sănătate. Regularizarea impozitului în activitatea independentă, 30.000 venituri, scade CSS-ul, rămâne venitul net impozabil 23.310, impozit final 2.331. Și aici sumele finale de plată, 2.531, unde se adaugă 2.331 din activitatea independentă și 200 de lei impozitul de la dividende, pe care îl mai are de achitat. CSS-ul la 12 salarii și CSS-ul la 12 salarii. Deci astea sunt sumele de plată. Mergem la următorul exemplu. Așa, deci aici un exemplu, o persoană care obține venituri din chirii în lei. Acum, fac observația că dacă are venituri din chirii în lei, el acum la anul 2020 nu va declara nimic, pentru că venitul din chirii în lei se declară în anul precedent în estimare. Acolo impozitul este final, fiind în lei. Deci acolo se știe exact impozitul, este 10% aplicat la venitul brut minus cheltuiel de 40%, rămâne 10% la 60% din venitul brut, cum ar veni. Deci el nu are ce regulariza acum, doar pentru acest an, dacă are venituri din chirii în lei, pentru anul 2021, va completa la secțiunea capitolului 2, acolo unde sunt veniturile din, pentru anul 2021. Și atunci el ce va bifa? Secțiunea 2.1, veniturile din, pe baza corpurilor forfetare de cheltuieli, și dacă are chiria din lei estimată peste plafon, va bifa și secțiunea de CSS. Dar aceste sume sunt datorate nu acum la 25 mai 2021, pentru că sunt pentru 2021, deci se vor plăti în 25 mai 2022. Da? Deci aceasta este chiria în lei. La chiria în valută, am văzut la exemplu precedent, poate 2 sau 3 modelul, el are obligația să completeze partea de 2020, pentru că trebuie să-și regularizeze cursul valutar de aceea. Altfel, nu, pentru că chiria în lei este impozit final. Da? Deci mergem pe pagina 2, alegem cedarea folosinței bunurilor, cote forfetare de cheltuieli, adresa imobilului, am stabilit un venit 50.000 brut, calculează formularul 40%, 20.000, deci venitul net anual estimat 30.000, impozit 3.000. Se vede că este peste plafon, plafonul din 2021, de această dată 27.600, și bifează că obține venituri peste plafonul minim, 2.760 de lei, suma de plată la 12 salarii. Deci, asta va avea de plată impozitul și CSS-ul pentru anul următor, 25 mai 2022. Dar el, din momentul în care a depus această declarație, prin faptul că are sănătate aici datorată, are asigurări de sănătate un an de zile, începând cu data de punere de declarație. Bun. Asta la firul lei. Acum... Aici am ales o persoană care obține venituri din normă de venit. La fel, cei care au normă de venit nu completează anul acesta parte de 2020, pentru că el a completat deja în estimarea de anul trecut, pentru că la normă de venit impozitul este final, 10% din norma respectivă. Dacă are norma peste plafon, bifează și CSS și CSS și alea sunt finale. Dacă nu a avut norma peste plafon, atunci nu bifează nici CSS, nici CSS. Așa. Această persoană fizică are normă de venit, dar a început în anul acesta, în 2021. Dar a început în aprilie, să zicem. Da? Deci nu a avut activitate tot anul 2021. El va completa doar partea de impozit estimat, partea de 2021. Da? Să vedem acum cum completăm dacă începem activitatea în timpul anului. Deci am zis că la partea de 2020 nu completează nimic norma de venit. La partea de 2021, la secțiunea 2.I.2 de data aceasta, date privind activități independente impuse pe bază de normă de venit, da? Deci nu pe sistem real, am zis că bifăm CAS, CSS, pentru că are venit peste, norma de venit este peste plafon. Da? Bun. Mergem pe pagina următoare. Deci, în mod individual,
Norma a devenit pe tot anul 40.500, deci pe 12 luni. El a început activitatea în 1 aprilie 2021, deci practic a avut 9 luni de activitate. Norma se ajustează potrivit codului fiscal pe lunile lucrate, adică 9 luni. Da? La 9 luni de zile, prin regula de 3, cea mai simplă, cum zicea un profesor de matematică, 30.375. Da? Observăm că este peste plafon, deci impozitul este 3.038, 10% la norma ajustată. Deci ăsta e impozitul. Acum să vedem contribuțiile, cum se stabilesc. La CAS datorez pentru pentru 9 salarii minime, pentru că am 9 luni de zile lucrate, da? Deci 9 ori 2.300 face 20.700. Deci atunci bifez aici, obțin venitul sub plafonul minim și optez pentru plata CAS la această valoare, 20.700, adică 5.175 de lei, da? Pe 9 luni de zile. La fel și la CASS, datorez doar la perioada, norma de la perioada lucrată, pe 9 luni de zile, ori 2.300, face 20.700. Și atunci CAS-ul este 2.070. Da? Deci aici am voie să ajustez pe perioada lucrată la sistem real, în schimb nu. Acolo nu. Acolo se ia plafonul de 12 salarii, indiferent ce câtă perioadă lucrată am avut în timpul anului. Așa, și atunci sumele finale datorate, 3.038 impozitul, CAS-ul 5.175 și CASS-ul 2.070. Iar fac observația, aceste sume sunt de plată la anul 25 mai 2022. Da? Deci nu sunt pentru acest perioadă. Pentru că pentru 2021, acum în 25 mai 2021, el are de plată normele pe care le-a declarat în estimarea depusă în declarația anul trecut, la rubrica anului 2020. Mergem mai departe. Modelul 9. Așa, aici, pentru că tot e la modă, veniturile din criptomonedă. Se declară tot pentru anul 2020 la capitolul 1 din declarația unică. Și ce se declară? Ele sunt considerate de codul fiscal venituri din alte surse și se impozitează cu 10% din câștig, adică din prețul de vânzare minus prețul de achiziție minus costurile aferente tranzacției. Da? Deci astea sunt modalitățile de calcul al impozitului. Atunci abifează secțiunea I1.1, veniturile realizate din România, și presupunem că va avea venituri din criptomonedă peste plafon, datorează și CASS, de aceea bifăm I3.2. La următoarea pagină alege, cum am spus, alte surse, deci veniturile sunt din alte surse. La pagina următoare, venitul deci din cripto 46.000, impozitul este 4.600 de lei, 10%. Da? Aici trebuie să bifeze categoria de venit din alte surse, la punctul 2, venitul din transferul de monedă virtuală. Da? Deci aici criptomoneda, la punctul 2. Și la secțiunea de I3.2 pentru CASS, completează la venitul din alte surse, venitul, și CASS-ul este datorat la plafonul de 12 salarii, pentru că sunt peste plafon. Dacă criptomoneda era sub plafon, nu mai bifam I3.2, nu datoram CASS, doar impozitul era 10%. Atât. Se aducea ca impozit, ca și sume finale de plată, impozitul 4.610% și CASS-ul 2.676 de lei. Astea sunt sume de plată la 25 mai 2021. Acum. Așa. Aici am luat un exemplu, un avocat care activează într-o societate de comun, profesional de avocați în care sunt doi avocați asociați. Fiecare din ei trebuie să depună o declarație unică. Pe lângă declarația unică, societatea respectivă mai trebuie să depună o declarație 204 cu veniturile și cheltuielile pe acea societate. Și acolo se distribuie veniturile pentru fiecare avocat în parte. Am presupus că fiecare avocat are 50%. 50% are unul, 50% are altul. Deci fiecare trebuie să pună o declarație unică. Avocatul a beneficiat și el de prevederile ordonanței 30 și va datora
impozit și contribuții la acea indemnizație, să vedem cum. Da? Deci acesta este un avocat din cei doi. Bifează la secțiunea I1.1 impozitul pe venitul realizat din România, la secțiunea I3.2 o bifează pentru că are venituri peste plafon, am presupus că sunt veniturile peste plafon. N-am bifat secțiunea I3.1 CAS pentru că nu datorează, pentru că ei plătesc contribuția de pensie la sistemul lor de asigurare propriu, nu la bugetul de stat. Da? Deci ei plătesc pe altă cale contribuția la pensie. La secțiunea I4 se regularizează impozitul pentru avocatul respectiv, a beneficiat de ordonanța 30 și de 132, da? Și a obținut niște sume. Deci bifăm activități independente, sistem real, aici nu individual, ci asociație fără personalitate juridică, m-am zis că e acea asociere de mai mulți avocat. Așa, mergem pe pagina următoare. Așa, aici, la rândul 3, declarăm doar partea lui din asociere, 50.000 de lei, pentru că aici nu se trec cheltuielile și așa mai departe, aici este doar venitul net, pentru că cheltuielile se trec în acea declarație de care am amintit, 204. Acolo se trec veniturile totale ale celor doi avocați, cheltuielile totale ale celor doi avocați, câștigul final. Și acel câștig final se împarte în cotele proporționale cu participarea în asociația respectivă. 50% revine la un avocat, 50% la altul. Ăia 50% pe 50.000 de lei de aici, am presupus. Da? Deci sunt venituri peste plafon. Deci, fiind peste plafon, datorează CASS-ul, da? La 12 salarii minime, 2.676 de lei. La regularizare are venitul 50.000, aici la ceea se datorat nu trece nimica, pentru că aici se trece ceea se datorat conform titlului 5 din codul fiscal, deci am zis că ei nu datorează la bugetul de stat, doar în sistemul propriu de asigurări. Ei pot să-și cadă cheltuiala cu pensia plătită în sistemul lor propriu. Așa, și impozitul este 5.000 de lei, 10%. Da? Bun, a beneficiat de ordonanța 30, 4.072 suma brută. Vedeți că aici n-am completat contribuția la sistemul public de pensii, pentru că ei nu plătesc, da? Dar ei plătesc 20% la sistemul lor propriu, 1018, CASS-ul e 470%, ca și la o persoană în sistem real, care nu e avocat, și impozitul 265. Pentru ordonanța 132 a beneficiat și aici de această sumă, la sistemul public nu are nimic de pensie, are în sistemul lor propriu de pensii, aici se trece suma pe care o plătește el la sistemul lui propriu de pensie, contribuția la sănătate 10% și impozitul 158. Și la sumele finale o să avem așa, impozitul pe venitul anual din activitatea independentă ca avocat 5.000, 265 de la indemnizația de la ordonanță 30, 158 de la ordonanță 132. Total 5.423 este impozitul. La CAS, la sistemul de stat, nimic, zero. Da? Pentru indemnizația 30, zero, pentru că pentru bugetul de stat. El la bugetul de stat nu plătește nimic la pensie. El plătește în sistemul lui propriu. Vedeți că acea sumă de 1.018 pe care a trecut-o la CAS nu apare aici, pentru că el o datorează la sistemul lui propriu. Deci nu o să-i apară pe fișă la finanțe cei 1.018 lei CAS-ul și CAS-ul de la ordonanța 132. Da? Deci el la CAS, în fișa pe plătitor, nu o să aibă nimic. El le plătește la sistemul propriu. Așa. Dar în schimb, sănătatea o datorează pentru activitatea independentă, pentru sănătate din ordonanța 30 și sănătatea din ordonanța 132. Și așa sumele 3.308 de plată. Astea sunt scadente la 25 mai 2021. Da? Și va trebui să plătească la sistemul lor propriu de pensie, casa de asigurare a avocat. Cam astea au fost exemplele pe care eu le-am întâlnit așa cel mai frecvent oarecum.
Și sper că sunt de folos, adică, na, acum nu e chiar așa complicat, dar totuși, na, se ridică anumite semne de întrebare, unele aspecte. Unele le-a lămurit și ANAF în sesiunea de întrebări pe Facebook, foarte puține din ele, pentru că, v-am spus, majoritatea sunt de genul sunați la call center. Da. Sau dacă puneai o întrebare, nu știu, era sesiunea despre activități independente și tu întrebai de nu știu ce altceva, nu face obiectul Exact. sesiunii noastre, știi, dar de parcă era greu, știi, să, na, dacă tot ești la asistența contribuabil, să aștepți altă sesiune sau știu eu, Da, că pe oricum acum. următoarea sesiune este chiar mâine dimineață de la ora 9. Mai am încă o sesiune. Dar îngrășăm porcul în ajuns, știți cum e. Acum Da, le trebuie facem din pe toate. timp, nu în ultima secundă, acum. Da. Pentru că omul deja, da, totuși trebuie să-și facă niște estimări, trebuie să plătească, trebuie să pună, să-și facă un buget, să știe cum să declare, ce să declare. Îl încurcă formulare precompletate. Foarte mulți clienți mi-au trimis ieri mesaje. Am primit declarația precompletată. Wow, am niște sume acolo de plată. De unde să vai de mine, nu știu ce, stați, că alea spuse, numai așa. A, mai mult decât atâta. Pe formularul precompletat, nu poți să-l validezi dacă nu bifezi acolo două căsuțe că ești de acord cu formularul precompletat, deci tu, dar să zicem că îl corectezi pe ăla și pui tu sumele corecte. Dar până ce nu bifezi alea, că ești de acord cu formularul precompletat și cu politica și, nu, cu termenii și condițiile privind formularul precompletat, nu știu unde le găsim alea, că nu erau nicăieri pe formular, nu poți să validezi formularul ăla. Deci de-aia, și scrie special pe el cu roșu, formular precompletat și așa. De-aia zic că nu e ok ăla. Adică mai bine Eu de la contribuabil zero să-și să-l facă facă, da. de la zero, sigur că da, pentru că nu e așa simplu că numai debifezi niște căsuțe și practic nu le mai datorezi, pentru că sumele rămân undeva în spate, agățate și rămân la sume de plată acolo și nu le poți șterge. Nu le poți șterge. Trebuie să bifezi la loc ce era bifat, să te duci la sumele alea, să le ștergi, să le faci zero și după aia să debifezi. E o pupă întreagă. De am zis că nu văd niciun sens la formularea asta precompletată decât datele de identificare și ce e un lucru bun, dacă ai beneficiat de ordonanța 30 și 132, îți aduce sumele respective pe care le-ai primit în perioada aceea și sunt completate. Deci aia e ok pentru sumele acelea. Dar pentru sumele de plată, regularizări și mai departe, pentru că ei efectiv îți iau ce ai declarat anul trecut, ți-l pune acum. Acum tu trebuie Da. să te gândești, mă, mai trebuie să bifezi asta sau nu mai trebuie, că e gata bifat. Ce să fac? No, asta e, dar na, omul trebuie să fie atent. No.